urmează să aduce ceva îmbunătățiri casei de cultură din Corbu. Despre ce este vorba? Evident că da, după cum observați, căminul cultural din spatele nostru a suferit un proces de reabilitare exterioară, însă noi la acest moment vorbim de accesarea unor fonduri în valoare de 198.000 de euro pentru dotarea și aducerea la standarde, zicem noi, europene pentru activitățile culturale. Acest proiect se referă la achiziționare de mobilier, aparatură video, centrală termică, grup generator, aparatură de sonorizare, videoproiectoare, tot ce înseamnă o dotare modernă pentru a desfășura niște activități culturale în condiții cât mai bune cu putință. S-a obținut o finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în valoare de 198.000 de euro, prin care deja lucrările, achizițiile au fost efectuate și așteptăm livrarea produselor. Este vorba de înființarea unui access point internet pentru cetățenii comunei, unde vor avea acces gratis la internet, 10 calculatoare, o imprimantă. Este vorba de modernizarea, practic cortina a fost înlocuită în totalitate, vom monta o cortină electrică, videoproiectoare care portabile și fixe, un grup electrogen pentru cazul în care vor fi întreruperi de energie electrică, a fost schimbat tot mobilierul, mai ales la bibliotecă unde rafturi erau foarte vechi, o dotare în totalitate, 200 de scaune pentru spectatori și un covor de balet. Chiar și în cursul zilei de astăzi vor începe să sosească primele echipamente. Ele au fost deja achiziționate, s-au semnat contractele de furnizare. Problema este că datorită pandemiei, multe produse care vin din străinătate vor trebui să vin cu întârziere.